Bună dimineața, somnoroșilor! Sunt Tatiana Andrieș. Astăzi dimineața voi continua lucrarea cu Titi. Pentru aceasta vom avea nevoie din nou de firul galben, firul portocaliu și firul alb, acul pentru cusut lână. Apoi vom avea nevoie de firul despărțitor, de melană pentru umplutură și în plus vom avea nevoie de o pereche de ochișori pe care îi vom pune puișorului nostru. Apoi vom avea nevoie de două croșete. Voi lucra cu croșetul 3,5, iar pentru culoarea portocalie voi folosi croșetul cu numărul 3, deoarece firul este un pic mai subțire. Începând din acest moment, eu voi face ochișorii. Am stat și am gândit foarte mult la modul în care îi pot realiza. Pentru aceea voi începe cu ei. Sunt un pic mai preocupată de modul în care vor ieși, pentru că așa cum ați văzut în fotografia pe care v-am prezentat-o, ochișorii sunt destul de mari. Deci am făcut un prim ochi de lanț. Din acest moment voi lucra un număr de alte 6 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5 și cel de-al 6-lea. Chiar dacă greșesc un pic, vă rog să mă scuzați, pentru că la mine acum chiar este 3:30 dimineața. Am reușit să mă odihnesc un pic, 3 ore. Acum iau firul odată pe croșet și nu din primul, din cel de-al 2-lea ochi de lanț de la croșet voi face pentru început o jumătate de picioruș dublu. În următorul voi face cea de-a doua jumătate de picioruș dublu. Voi continua cu a treia jumătate de picioruș dublu. Eu sper că am poziționat bine camera, că puteți vedea ceea ce realizez. Voi lua firul odată pe croșet și voi face un picioruș dublu. Din nou firul pe croșet. Voi face cea de-a doua jumătate de picioruș dublu. Cel de-al 2-lea picioruș dublu, scuzați. Iar aici, în primul ochi de început pe care l-am făcut, vom face un număr de 6 piciorușe duble înalte. A rămas un fir de melană. Deci 6 piciorușe duble înalte. În felul acesta voi încerca să dau ochilor o formă mult mai apropiată de cea prezentată în fotografie. Și avem deja 2 piciorușe duble înalte. Cel de-al 3-lea picioruș dublu înalt. Cel de-al 4-lea. Al 5-lea. Și cel de-al 6-lea picioruș dublu înalt. Acum vom coborî pe partea cealaltă, deci vom coborî în jos și vom lucra 2 piciorușe duble. În corespondență piciorușelor duble din care le-am lucrat deja pe partea cealaltă. În același timp voi prinde și capătul de fir. În felul acesta îi voi da siguranță. Cel de-al doilea picioruș dublu. Și voi continua cu cele 3 jumătăți de picioruș dublu. Acum știți cum se lucrează jumătatea de picioruș dublu. Deci am luat firul pe croșet, mă găsesc cu 3 fire aici și le închid pe toate 3 împreună. Și avem 1, 2, cel de-al doilea acum, voi abandona acel capăt de fir. Cea de-a treia jumătate de picioruș dublu. Iar acum, în corespondența aceluiași picioruș, voi face alte 2 jumătăți de picioruș dublu pentru a-i da forma rotundă. În felul acesta, după cum vedeți, am reușit să mă apropii de versiunea originală a ochilor. Voi închide cu fir alunecat în prima jumătate de picioruș dublu. Voi tăia firul, voi lăsa o bucățică pentru cusut și voi închide această parte a lucrării. În felul acesta vom lucra două bucăți. Eu prima deja am pregătit-o și vom continua. Vom începe să lucrăm corpul. Pentru aceasta avem nevoie de un număr de 6 piciorușe scurte pe care le vom lucra, ca de obicei, în cercul magic. Unu, doi, trei, 4, 5, cel de-al 6-lea, voi închide cercul magic cu fir alunecat, cum închidem fiecare dintre lucrările noastre, lucrările de tip amigurumi. Și rândul următor, în corespondența fiecăruia dintre aceste piciorușe, voi face o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, noi vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am obținut cele 12 piciorușe scurte, scuzați. Din acest moment voi face un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Cred că m-am exprimat greșit la început. Deci un picioruș scurt, o mulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Din nou era să greșesc, să spun piciorușe duble, așa cum v-am spus, vă rog să mă scuzați, sunt încă un pic adormită. Dar mă trezesc imediat, pe parcurs, în timp ce lucrez, mă trezesc. Eu doar așa pot executa tutorialele. Continuăm rândul următor, lucrăm 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. 1, 2, o mulțire. Vom continua în acest mod pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu 24 de piciorușe scurte. Noi vom continua să lucrăm singure. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare picioruș așa cum se găsește și vom lucra 4 rânduri. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 4 rânduri. Am ajuns la capătul celor 4 rânduri. Acum voi lucra 4 piciorușe scurte, 2, 3, 4, după care voi face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul acestui rând, am obținut cele 30 de piciorușe scurte, acum voi lucra un rând de 30 de piciorușe scurte. Și fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Voi continua rândul următor lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, după care voi face o scădere. Voi repeta pentru un total de 6 ori până la sfârșitul acestui rând și vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, am obținut cele 24 de piciorușe scurte, acum voi face un rând de 24 piciorușe scurte. Continuăm următorul rând lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe parcursul acestui rând, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Fac cea de-a doua scădere, apoi vom continua singure. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, acum voi lucra un rând de 18 piciorușe scurte. Deci vom repeta fiecare picioruș așa cum se găsește, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Continuăm rândul următor, un picioruș scurt, urmat de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 12 piciorușe scurte. Acum voi repeta cele 12 piciorușe scurte, după care lucrarea va fi umplută cu melană și vom încheia acest rând. Nu va fi nevoie să scădem mai mult, doar aceste piciorușe, 12, după care se umple lucrarea și se închide rândul. Ne întâlnim la capătul lucrării. Așa cum vă spuneam, am umplut corpușorul cu melană. Acum voi închide lucrarea. Am lăsat o bucată de fir mai lungă și am încheiat și corpul puișorului. Vom trece mai departe să lucrăm codița. Vom folosi aceeași culoare galbenă, același croșet și voi începe în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea picioruș scurt, vom închide lucrarea, aici, rândul, cu fir alunecat și vom continua lucrând un număr de 6 piciorușe scurte. Deci repetăm acest rând, avem 2, 3, 4, 5, iar acum vom face cel de-al 6-lea, însă vom întoarce așa lucrul, să putem lucra bine, 5 și cel de-al 6-lea. Un pic mai greu intră aici. Vom pune firul despărțitor și vom continua rândul următor lucrând un picioruș scurt urmat de o mulțire, un picioruș scurt, apoi vom face o mulțire în următorul, vom repeta pe parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, 1, 2, după care vom face o mulțire, vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 15 piciorușe scurte. Am obținut 12 piciorușe scurte, nu 15. Acum voi lucra cele 15 piciorușe scurte, deci voi face 1, 2, 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, voi repeta pe întreg parcursul rândului și abia acum voi obține 15 piciorușe scurte, așa cum vă spuneam. M-am exprimat eu greșit. 3 și ultima mulțire. Prima erau 12 piciorușe scurte. Din acest moment voi face 2 rânduri de 15 piciorușe scurte. Deci 2 rânduri, vom lua picioruș cu picioruș, vom lucra așa cum se găsesc, iar noi ne întâlnim la capătul acestor 2 rânduri. Am lucrat cele 2 rânduri de 15 piciorușe scurte. Acum voi continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o scădere, vom repeta din nou pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând obținem un număr de 12 piciorușe scurte. 2, 3 și o scădere, acum vom umple un pic codița cu melană, voi pune și acest capăt de fir înăuntru. Voi adăuga încă puțină, să-i dăm forma. După care voi continua lucrând două piciorușe scurte urmate de o scădere, 1, 2, vom face o scădere. La sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 9 piciorușe scurte, 1, 2, cea de-a doua scădere, apoi din nou 1, 2, cea de-a treia scădere. Am obținut 9 piciorușe scurte, iar acum vom face pentru următorul rând un picioruș scurt urmat de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Un picioruș scurt, prima scădere, un picioruș scurt, cea de-a doua scădere, din nou un picioruș scurt, și cea de-a treia scădere și ultima. Iar aici vom tăia firul și vom închide lucrarea. Vom lăsa o bucățică pentru cusut. Eventual, dacă este nevoie, cu capătul croșetului se poate introduce din nou un pic de melană, însă eu cred că am pus destulă. Vom continua partea următoare. De data aceasta voi lăsa deoparte culoarea galbenă și voi lucra cu culoare portocalie și cu croșetul numărul 3 voi face ciocul. Pentru aceasta voi începe cu un număr de 6 piciorușe scurte în cercul magic. Se observă că acest fir este un pic mai subțire, nu este chiar atât de bine filat. În sfârșit, sper să reușesc să lucrez cu el. Deci, 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În acest moment voi închide cercul magic, voi închide rândul cu fir alunecat, și voi repeta din nou cele 6 piciorușe scurte. Nu vrea. Nu vrea să iasă. O să încercăm. 3. Cinci. Cel de-al șaselea. Acum voi pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt, o mulțire, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 9 piciorușe scurte. Deci voi începe un picioruș scurt, urmat de o mulțire, fii atente să întoarcem mereu lucrul în felul acesta. Voi continua din nou un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt, ultima mulțire. Am obținut cele 9 piciorușe scurte, iar acum vom lucra 2 rânduri de 9 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 2 rânduri și vom închide lucrarea. Vom închide cioculețul. Am ajuns la capătul celor 2 rânduri. Acum voi face închiderea acestor rânduri. Am lăsat firul un pic mai lung și am realizat și cioculețul. Îl vom pune și pe acesta deoparte. Vom trece la piciorușe. Aici va fi un pic mai mult de lucru, însă vom reuși. Voi face din nou cercul magic în care voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Și cel de-al șaselea picioruș scurt. Voi închide cercul magic, voi închide rândul cu fir alunecat, iar acum în corespondența fiecărui picioruș voi face o mulțire. Deci la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum voi lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire, voi repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Noi vom continua singure. Voi continua rândul următor lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 4 rânduri de 24 piciorușe scurte. Deci vom repeta fiecare picioruș așa cum se găsește și vom face 4 rânduri, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 4 rânduri. Am terminat cele 4 rânduri de 24 de piciorușe scurte, acum voi lucra 2 piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o scădere. Din nou trebuie să fiu foarte atentă, urmate de o scădere. Vom repeta de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne întâlnim cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am obținut cele 18 piciorușe scurte, după ce am lucrat 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Acum voi face un rând de 18 piciorușe scurte. Voi continua rândul următor lucrând un picioruș scurt, urmat de o scădere. Voi repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o scădere, am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 12 piciorușe scurte și fiecare picioruș așa cum se găsește. Am ajuns la capătul rândului. În acest moment voi da firul despărțitor de o parte. Voi face un ochi de lanț și mă voi întoarce înapoi. Deci voi întoarce lucrul în felul acesta și voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Deci avem ochiul de lanț, primul picioruș scurt va fi aici, facem 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ce lucrăm în felul acesta? Pentru că vom forma călcâiul. Voi face din nou un ochi de lanț, întorc lucrul și voi face din nou aceste 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5 și cel de-al 6-lea picioruș scurt. Din acest moment vom face 6 scăderi consecutive. Deci vom intra de aici, din primul picioruș de jos, vedeți? Cobor de pe, s-a format această treaptă, cobor de pe ea și voi face 6 scăderi. Și avem 1, 2-a scădere, 2, aici este un pic mai dificil, nu este nicio problemă, dacă vă uitați cum fac eu. Cea de-a 3-a scădere, și voi urma cu alte 3 scăderi pe partea de sus. Și voi intra de aici, chiar 2, și cea de-a treia scădere, aici pe ultima parte. Deci în total am făcut 6 scăderi și am obținut un număr de 6 piciorușe scurte. Voi trage firul de o parte și vom umple piciorușul cu melană, pentru că după aceea ne va fi mai greu să-l umplem. Am umplut piciorușul cu melană, după cum vedeți aici s-a format precum călcâiul. Din acest moment vom lucra 3 rânduri de 6 piciorușe scurte. Deci doar 3 rânduri. Vom repeta aceste 6 piciorușe scurte, după care ne vom întâlni 3 rânduri de 6 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri. În momentul în care am ajuns la capătul acestor 3 rânduri, noi vom scurta firul, dar nu prea lung, în felul acesta, și vom închide rândul cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit. În acest moment voi pune acest capăt de fir înăuntru, că voi reuși încet, cu răbdare, să nu mă deranjeze prea mult când continui lucrarea. Cu firul galben voi face un mic ochi de lanț de început și voi intra în corespondența unuia dintre piciorușele scurte și vom continua să lucrăm alte 3 rânduri de 6 piciorușe scurte, de data aceasta cu culoarea galbenă. Deci 3 rânduri. Când vom ajunge aici, vom prinde capătul acela. Vom lucra singure aceste, de fapt voi lucra împreună cu dumneavoastră, să vedeți un pic. În momentul în care am ajuns aici, la capătul rândului, voi intra și voi lucra un picioruș normal. După care voi continua lucrarea fără nicio problemă. Deci în felul acesta. Voi face alte 2 rânduri de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestor 2 rânduri și vom încheia lucrarea. Am ajuns la capătul acestui rând, acum voi închide lucrarea. Am lăsat firul un pic mai lung și am terminat și piciorușul. Eu între timp l-am lucrat și pe cel de-al doilea. Acum avem părțile componente și vom începe să montăm corpul lui Titi. Vom începe să coasem corpul de căpușor. Acesta este primul pas. Îl vom fixa undeva aici și vom începe să-l coasem. Vom fii atente în ce mod îl atașăm. Nu știu de ce, de fapt și Alina din Germania spunea ieri că YouTube-ul nu trimite notificări atunci când sunt live-uri, când... Și mie mi se întâmplă același lucru, nu știu care este motivul, însă încerc să intru cât de des posibil pe YouTube, poate găsesc pe cineva live să pot participa. De aceea, scuzați că am atins camera, vă rog foarte mult în momentul în care, dacă este posibil, în momentul în care se intră live, să trimiteți un semnal, să putem, știi, să participăm la live-urile dumneavoastră. Încet, încet termin de usut corpul de căpușor, merge bine de jur împrejur, să-i dau stabilitate. Vreau să vă mulțumesc pentru frumoasele comentarii, să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de mine. Îmi face foarte mare plăcere când citesc cuvintele frumoase pe care mi le adresați. Îmi dați forță, îmi dați curaj să merg mai departe, pentru că, așa cum știți și cum vedeți, aceasta este o muncă destul de grea. Sunt ore în spatele fiecărui tutorial, ore de muncă, și de aceea eu vă sunt recunoscătoare pentru aprecierile dumneavoastră, pentru faptul că ceea ce lucrez vă este pe plac, și din nou vreau să vă mulțumesc pentru încurajările pe care mi le dați. După ce am terminat de cusut corpușorul, aici l-am atașat capului, voi pierde firul undeva, de desubt, voi vedea unde, așa, unde găsesc un spațiu. Și vom continua apoi atașând celelalte părți. Acum doamnele care lucrează amigurumi au la dispoziție toate elementele necesare pentru a continua. Voi scurta acest capăt de fir și voi trece mai departe. Voi atașa aripioarele, vom lăsa căpușorul la urmă, acolo avem un pic mai mult de lucru. Așa, de o parte și de cealaltă vom coase aripioarele. La început lipiam aceste părți, componente, cu lipiciul lichid, pentru că vroiam să scurtez un pic din timpii de lucru. Acum le cos, după cum vedeți. Am atașat această aripioară, acum o voi atașa pe a doua, le vom face singure, fără prezența mea. Eu mai întâi vă arăt cum lucrez, apoi Continuăm cu partea a doua, singure. Am cusut deja și primul picioruș, acum îl voi coase pe cel de-al doilea. Voi atașa aici la baza corpului și îl voi coase. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul acestei lucrări. Eu sper să fie pe placul dumneavoastră, să-l lucrați cu plăcere. Voi merge de jur împrejur și voi coase totul. Sper să vedeți, pentru că această cameră eu am fixat-o foarte jos, în modul în care dumneavoastră să puteți urmări ceea ce eu lucrez foarte de aproape, pentru că multe dintre doamne au spus că vor să vadă bine, bine, exact pașii pe care îi fac. De aceea am coborât camera cât de jos posibil, așa cum vă spun și alte... V-am spus, de fapt, și în alte tutoriale, nu știu exact cât se vede în laptop, pentru că eu nu reușesc să-l văd. Eu lucrez și atât. Îl vom fixa bine aici și acest al doilea picioruș. După care vom trece... Să atașăm cioculețul, da, cred că este în punctul corect. Voi încerca să pierd firul undeva, de desubt. Încet, încet voi da curs tuturor cerințelor dumneavoastră, a doamnelor care sunteți înscrise pe canalul meu de YouTube, pe grupul de lucru, așa cum v-am spus, am și grupul de Facebook, Tatiana Croșeta și prietenele ei, și acolo am mi-a rămas firul în urmă, un grup foarte frumos de persoane care sunt active, persoane care postează foarte, foarte des lucrări minunate, lucrări de artă, practic. Așa, deci am atașat și al doilea picioruș. Acum vom atașa cioculețul, îl vom pune exact în mijlocul aici, îl vom coase, exact pe mijlocul căpușorului voi coase ciocul, începe în felul acesta să-l pot fixa. Și voi coase totul de jur împrejur. Facem felul acesta. Să-i dau stabilitate. Și eu abia aștept să ajung la finalul lucrării, să văd dacă am reușit să satisfac dorința doamnei Mariana, dacă lucrarea este reușită. Eu sper că da. Oh, deja este dimineață. Am atașat cioculețul, primul obrăjor, prima fălcuță. Acum o voi coase pe cea de-a doua. Ați văzut că am pus și ochișorul. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul lucrării. Voi fixa bine aici obrăjorul. Vom coase. Avem foarte puțin și terminăm și lucrarea noastră. Mi-a luat un pic de timp, însă merită. Mie îmi place ceea ce iese. Vom vedea finalul, când totul va fi organizat, pus la punct. Da, și a doua fălcuță. Voi pierde firul undeva de desubt. După care voi pune cel de-al doilea ochișor. Văd unde reușesc să ies cu firul, să-l pierdem și îi dăm și stabilitate în același timp. Acum voi atașa ochișorul. Partea albă, după care voi lipi celălalt, voi fixa să fie în aceeași direcție, voi pune un pic oblic. Felul acesta. Așa. Vom fi atente să respectăm înălțimea. Să nu fie un ochi mai sus, unul mai jos. Eu sper că reușiți să vedeți ceea ce lucrez, ceea ce fac. Felul acesta aplicăm și coasem de jur împrejur cel de-al doilea ochișor. Așa. Mai stau un pic tăcută, mă doare gura de când vorbesc și apoi sunt înghețată de frig. Și acasă știu că este frig, la mine chiar a și nins, îmi spuneau fetele, foarte frig. Am citit pe un grup, Dor de Dorohoi se numește, că s-a ajuns la minus 32 de grade la munte. Pentru această perioadă este foarte frig. prindem și această ultimă parte. Voi intra aici pentru a fixa acest capăt. În felul acesta. Voi pierde firul. Să știți că orele au trecut fără să-mi dau seama. Este deja aproape ora 7. Lipsesc câteva minute până la ora 7. Și acum voi aplica ochișorii, îi voi lipi. Acum apare ca un marțian, însă în momentul în care voi pune și ochișorii va avea cu totul alt aspect. Apoi cel de-al doilea. Felul acesta. Rămâne de cusut codița. O vom face și pe aceasta. Vom coase aici. În spate. Vedeți că nu este deloc ușor să... O voi pune aici, în felul acesta. Să lucrăm jucării. Durează foarte multe ore. În spatele unui tutorial sunt ore de muncă. Ore care trec, nici măcar nu-ți dai seama când, mai ales pentru că ceea ce lucrăm cu plăcere și de aceea nici nu-ți dai seama când trece timpul. Te uiți la ceas și vezi că este deja ziua, că au trecut deja cine știe câte ore de când stai să lucrezi, de când stai să filmezi. Petri, așa cum spuneai, e cam greu de lucrat jucării. E adevărat, însă când o faci cu pasiune, cu plăcere, nu are importanță. Te obișnuiești și lucrezi cu drag. Tati și fetița, știu că în seara aceasta este live-ul tău. Dacă schimbi cumva ora, te rog frumos să mă anunți, să-mi scrii, să fiu alături de tine. Așa cum vă spuneam, chiar și Alina din Germania se plângea de același lucru. Acum ne rămâne doar să-i facem aici un ciufuleț în vârful capului, un ciuf, și îi vom face apoi și sprincenele. Voi încerca să intru cu croșetul aici în mijloc. Face un mic ciuf. Așa. Acum voi face sprincene. intru de aici, de desubt, de undeva, cu firul negru de macrame și vom face un pic în felul acesta. Câteva firișoare să pară mai atrăgător, să fie mai frumușel. Așa. Se încurcă firul, dar nu are importanță. Voi intra aici, apoi voi trece la celălalt ochi. Lăsa firul un pic cam lung, însă mă descurc. Așa, mă îndrept aici. Și voi face din nou cum am făcut cealaltă parte. Acum voi pierde și acest capăt de fir undeva. Acest tutorial este un pic mai lung decât primul, însă primul l-am lucrat seara, eram deja obosită după o zi de muncă. Voi scurta acest fir acum. Acesta este Titi, rezultatul final. Nu am alt mod în care să plasez camera, să-l puteți vedea mai bine. Îi voi face fotografie și îl voi pune atât pe grupul de lucru cât și pe comunitate. Eu sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Vă îmbrățișez pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc o zi frumoasă și dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat, nu uitați să lăsați un like, un comentariu la această lucrare. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere!